am plecat cu această carte într-o mică excursie, festival de 6 zile. Și în cele 6 zile nu că am citit cartea, am citit-o de noaptea până dimineața, aflând lucruri extraordinare despre dumneavoastră și despre o viață pe care nu aș fi imaginat-o. Și despre o trudă pe care nu mi-aș fi imaginat-o și despre un destin care eu am socotit că este foarte salutar și foarte drept, când de fapt el nu era așa. Am cunoscut că cenzura n-a vizat doar generația 80 a mea, ci că cenzura venea des la dumneavoastră. Am reținut tot felul de povești legate de sindicat, legate de oamenii din Sahia, dar în primul rând legate de o pasiune care vă duce în acea zonă de un alt fel de cineast. Nu vreau să supere nimeni, eu am cunoscut 2 altfel de cineaști în Sahia. E vorba de Ion Bostan, pe care îl căuta în Delta, și e vorba de dumneavoastră, unde noi nu aveam posibilitatea să vă căutăm, fiindcă erați pretutindeni, dar cineva odată stând sub scară, știți, acolo sub scară era colocviu, erau întâlnirile, cenaclu. Și a trecut pe lângă mine și cineva mi-a spus, uită-te la acest om care aparate, care lumină, își spală singur cele 2 cămăși, are un costum de protocol și să ferească Dumnezeu ca o peliculă să nu iasă bine. Și din momentul ăla eu am înțeles de fapt că toată memoria unei existențe, mă refer la existența unor lideri de partid, mă refer la niște evenimente, au fost marcate de dumneavoastră, care sunteți mai mult decât un cineast din punctul meu de vedere. Și nu folosesc vorbe mari, ci lumea știe că, în general, mă feresc de gongorisme. Faptul că dumneavoastră, de fapt, reprezentați adevărat